Bună tuturor! Da, la microfon, vă rog. Așa. Bună ziua tuturor și vă mulțumim că ați venit. Ne pare rău că am început un pic mai târziu decât era planificat. Astăzi Avia Invest a anunțat despre faptul că a achitat toate datoriile către Autoritatea Aeronautică Civilă, inclusiv cheltuielile aferente executării. Mai multe detalii la acest subiect o să aflăm chiar de la directorul companiei Boris Salov și o să-i ofer acum cuvântul dumnealui. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Значит, тема сегодняшней встречи, о чем мы вас хотели проинформировать, значит, что компания Avia Invest сегодня погасила все имеющиеся долги и сегодня же уведомила об этом судебного исполнителя и передала ему заявление о прекращении исполнительного производства. Тем самым на данный момент полностью отсутствуют все формальные, следовательно, так сказать, законные основания для проведения процедуры банкротства компании Avia Invest. Ну, хотелось бы отметить несколько моментов, с которыми нам пришлось столкнуться и на этом этапе. Значит, встреча, о которой просило руководство компании Avia Invest судебным исполнителем, не состоялась по неизвестным нам причинам. Значит, то есть это говорит о том, что процесс продолжается, судебный исполнитель, другие представители заказного дела не знают, что делать, так сказать, и каких-либо, так сказать, законных действий не могут предпринять. Хотелось бы отметить два основных момента, что компания Avia Invest погасила свои долги в тот период времени, который отводится законом для добровольного исполнения. Это первый и очень важный момент. И второй момент, значит, несмотря на все те искусственные препятствия, которые власти пытались, так сказать, выставить против Avia Invest, компания, будучи платежеспособной, изыскала средства и рассчиталась полностью со всеми долгами. Ну, остаются, так сказать, эмоции по поводу происходящего, остается масса вопросов, когда высокопоставленные лица заявляют о том, что у нас в стране создается хороший инвестиционный климат. Насколько этот климат инвестиционный и хорош, вы можете судить по происходящим событиям. И каждый, наверное, может дать себе ответ на вопрос, что а много найдется ли желающих вот в такой обстановке вкладывать деньги в Республику Молдова. Когда по прихоти одного лишь человека, который занимает пусть и самую высокую должность в государстве, происходят вот такие процессы, которые абсолютно нельзя назвать ни правовыми, ни законными. Спасибо. Спасибо, Борис Евгеньевич. Bună ziua, bine ați venit! Noi suntem, mă rog, ne pare rău că trebuie să comunicăm cu autoritățile, să comunicăm cu publicul prin intermediul conferințelor de presă, dar altă soluție nu ne rămâne decât din momentul în care autoritățile de stat au început să iasă în conferință de presă și să vorbească neadevăruri, compania Avia Invest se vede nevoită să vină și ea cu reacții în public, la fel în presă. Noi sperăm
Și până în ultima clipă, că totuși autoritățile de stat vor înțelege că fac niște pași greșiți, întreprind niște acțiuni care nu le aduce niciun beneficiu. Ce este important astăzi publicul să știe, că compania SRL Avinvest s-a răsplătit cu toate datoriile sale. La moment nu există datorii față de bugetul de stat. Datoriile care există au fost plătite în termenii de executare benevolă, dacă este să vorbim de acea sumă de 22 milioane care o datorează SRL Avinvest către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, adică către statul Republicii Moldova. La fel au fost achitate și celelalte datorii care au mai existat. Din aceste considerente, noi declarăm public, dar și-am scris în toate aceste adresări și am prezentat și copii atât la instanță cât și la executorul judecătoresc, prin care am confirmat că datoria este stinsă în termenul prestabilit, în termenul de executare benevolă, respectiv dacă a acordat statul un termen de executare benevolă, trebuie să-l respecte. Cu părere de rău, statul, prin ale sale pârghii, nu înțelege să se oprească și continuă acțiunile sale de, să spunem așa, de a iniția și a merge mai departe cu procedura de insolvență. Este grav, fiindcă aceasta poate să genereze o practică vicioasă. Noi suntem încrezuți în instanțele de judecată că totuși ele vor fi acel pilon a unei societăți democratice care este în stare să dea peste mână politicului în momentul în care politicul încearcă să intre în domenii care nu ar trebui să intre niciodată. Și din informațiile care au apărut în presă, înțelegem că au fost numite anumite persoane pentru a examina această cerere. Înțelegem că există anumite legături dintre persoana care urmează să examineze cererea din solidaritate și niște figuri politice, precum și persoana propusă pentru a fi administrator provizoriu. Cu toate acestea, încă o dată venim și subliniem faptul că chiar având sumele blocate de 4 milioane de euro în conturi, 2 milioane sunt în conturile companiei SRL Avinvest, sunt blocate de către bancă și alte 2 milioane care datorează Air Moldova către compania Avinvest, la fel sunt blocate de către bancă prin prisma legii privind la combaterea spălării banilor. Noi așteptăm o decizie a Direcției de combatere a spălării banilor CNA, care se află în cadrul CNA, ca să spună dacă aceste tranzacții sunt suspecte sau nu sunt suspecte. În schimb, eu aici am contractul de împrumut unde și actele care au fost prezentate atât la Banca Națională, cât și la Victoria Bank, banca la care se deservește și are conturile SRL Avinvest, au prezentat toate documentele, s-a anunțat că urmează să vină acești bani în țară, pe conturile companiei. Banii au fost declarați ca venit a persoanei care dă acest împrumut. Deci legalitatea banilor, legalitatea asupra cât de curați sunt acești bani, nu există niciun dubiu din cauza că ei au fost declarați de persoana care urmează să împrumute, acționarul, domnul Goncerencu. Din aceste considerente, noi sperăm totuși că autoritățile o să-și facă treaba legal, corect și onest și o să deblocheze acești bani. Iar din secunda a doua în care se deblochează acești bani, având deja toate datoriile stinse, vom procede să investim acești bani conform planului și conform contractului în dezvoltarea aeroportului. La fel, ne mai trebuie doar și asta autorizația. La fel, speranța noastră este că autoritățile locale nu vor face
jocul politic și vor folosi tertipul pentru a ne pune viața în roate. Așa sau altfel, autoritățile trebuie să înțeleagă că un proces, un arbitraj la Stockholm nu este o jucărie sau ceva cu care se glumește și toate acțiunile autorităților trebuie să fie îndreptate în aceea, în direcția în care să demonstreze că ei au bune intenții și nu altfel. Dar din ce se prezintă până acum, noi nu putem să facem decât o singură concluzie, că toate eforturile statului sunt pentru a bloca activitatea SRL Avia Invest cu un singur scop, pentru a prelua, să spunem așa, aeroportul și a lăsa o companie cu investițiile în aer. Bine, ele nu vor fi în aer, ele vor fi examinate la Curtea de Arbitraj la Stockholm. Sper doar că, iarăși, cred că am spus de 10 ori cuvântul sper, dar asta este realitatea. Noi, compania Avia Invest a făcut totul în termen, conform tranzacției din păcare care a fost semnat cu autoritatea aeronautică civilă, în termenul de executare benevolă. Nu există absolut niciun motiv de a declara compania ca fiind în incapacitate de plată și respectiv a pune un alt administrator provizoriu care să facă acolo ce știe el și cum știe el. Republica Moldova nu trebuie să uite că are niște obligații asumate prin contracte, prin acorduri internaționale, și anume de protejarea investițiilor străine. Nu știu, dacă sunt întrebări cu referire la această situație, nu ezitați să le adresați, dar asta e ceea ce am vrut să aducem la cunoștință. Ori, iarăși, autoritățile nu sunt zgârcite la declarații cu referire la SRL Avia Invest și toate declarațiile lor, sau marea lor majoritate, sunt oarecum adevăruri spuse pe jumătate sau chiar false. Ceea ce este adevărat și trebuie să cunoașteți este ceea că SRL Avia Invest a plătit toate datoriile sale. Nu există datorii față de bugetul de stat și bani suficienți pentru ca să își duc activitatea nestingherită și să achite toate datoriile care le mai are. Dacă mai este ceva. Da, dacă nu știu, dacă vreți să răspundeți la câteva întrebări, dacă există întrebări pe care vreți să mai adresați legat de subiectul discutat astăzi în presă, vă rog să le puneți acum. Dacă nu aveți acum întrebări, suntem gata să le auzim pe toate și ulterior să venim cu precizări dacă este cazul. Nu mai vrea să întrebe nimeni nimic. Atunci vă mulțumim. Sfârșit de zi, toată lumea vrea să meargă acasă la familie. Da, mulțumim mult atunci pentru atenție și urmează să vedem ce o să fie mai departe. Mulțumesc mult!